Bună dimineața, prieteni, Alina, poftă bună. Trainingul de la bunica, Anca. Vedeți ce frumusețe? Și șosetele, că v-am spus că avea un Adidas și o pereche de șosete. Alina mănâncă și o pâine, o felie de pâine prăjită. Eu sunt cu cafeaua în mână. Mami, să-mi ieși și mie, te rog, de cheile. Acum ajungi că ești mare, da? Nu mai pot, toată noaptea n-am putut să dorm din cauza răcelii. Și mai târziu, toată noaptea n-am putut să dorm. Mai târziu aș vrea să stau de vorbă cu Alin, cu Mihaela, cu bucătarul, cu Leo, cu, nu cu Leo, cu ăștia, că nu stau eu acum să vorbesc cu Leo. Că nu-mi permit, nu de altceva. Cu toți vlogării. Să explice unui om ceva. Ține și mie asta, mami. Mai târziu o să vă spun, când o să revin, despre ce este vorba și câți nervi mi-am făcut, de mi-am pierdut și vocea, că am țipat. Ia ține, poți? Nu poți. Prieteni, revin după ce o duc pe Alina. Ia uite-te la mama. Copii frumoși! Ilie, tu mâncați ceva de dimineață? Alina mănâncă ca să nu doară stomacul. A? Tu nu? Ești la dietă, mamă? A-a. Vezi că ți-a căzut ghiozdanul și-l murdărești, mă, mami? Poftiu? Ai vărsat cafeaua pe mine, nonorocito. Încet, 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 încet. Eu uitați spre ce mi-am făcut. Ia. Mă mai dau jos la școală eu în halul ăsta? Prieteni, după cum v-am spus azi dimineață când am dus fata la școală, am revenit la un alt vlog să vorbim mai detaliat. Nu știu dacă bunica mea se aude pe fundal cum plânge. Am strigat-o să vină aici, dar acum nu știu. Prieteni, ce voiam să vă spun? Aseară l-aș ruga pe ursul în special, pentru că o să spun aici ce mi s-a spus. Eu, fiind cu problemele mele, cu necazul meu care l-am avut în casă, care l-am în casă, și nu vine nimeni să ne întrebe, băi, ce faci? Ce faci? Cum ești? Ai trecut peste? N-ai trecut? În fine, nu mai contează. Că noi am fost alături de toți când au avut probleme, da? Mai puțin cu Leo, că a fost problema care a fost și da, așa e, nu a fost tata acolo prezent. Dar, cum să vă spun, toată lumea a sărit în capul nostru, dar v-am spus, nimeni nu știe că am vrut să intervenim și noi, că nu am mai avut... liniște, Crăciun, Revelion, am stat numai cu telefoanele, din păcate nașul nu poate confirma că el nu are canal de YouTube și nici nu va face asta vreodată, să stea cu noi pe net, să confirme, bine, gata, subiect închis. Nu mai contează ce s-a întâmplat cu Leo, ce s-a întâmplat în trecut. Sper ca pe canalul meu să fiu înțeleasă, pentru că eu chiar n-am știut de discuțiile ce s-a discutat la București. Nu le-am creat eu, nu le-am făcut eu, dar nu trebuia să merg, dar am mers așa, am zis să nu jignesc fata, să nu o mai supăr. Dacă n-a venit ei căsul acasă, am zis să nu o mai supăr și eu. Bun. Trecând peste subiectul ăsta, aici aș vrea să trimit un mesaj celor ce o să pronunț numele acum. Și vă rog din suflet, vă rog din inimă, faceți câte un filmuleț de un minut, două, trei, ieșiți și explicați că nu mai pot, nu mai rezist. Spuneți-mi voi dacă eu am vreo putere asupra canalului de YouTube. Imediat o să revin la voi, să închid și eu ușa asta. Chiar nu mai pot. Aici în bucătărie noi ne mai retragem din când în când. Nu trebuia să
mai stau eu aici, dar na. Ce credeți, prieteni? Astăzi am fost la școală, după ce am venit de la școală, m-am apucat și de camera lui maică-mea. Din nou m-am spălat pe cap, până acum și acum am părul în spate ud, iar stau cu părul vâlvoi, până mi se uscă în totalitate. Nu mă pot concentra să vorbesc cu dumneavoastră pentru că aud pe bunica mea plângând. Deși am strigat-o de câteva ori. Prieteni, azi noapte, bine, de ceva timp, se tot spune că eu aș avea putere, gen, pot umbla eu cumva prin setările Google sau YouTube să îmi fac eu vizualizările singură sau să îmi fac eu cumva să primesc cât bani aș vrea eu sau ceva de genul. Sau mi s-a mai spus că eu am avut o ură pe cineva. Am văzut că și oficiala astăzi a aprins lumânări la biserică și eu o să merg să aprind lumânări la biserică pentru că m-am săturat, dar vor sări de curând sus și vor spune că sunt nebună, da? Dar să vă spun. Vecinii mei s-au supărat pentru că de ce cu subiectul sau cu titlurile care eram eu implicată au avut 1000, 9000, 7000, 10000? Care este vina mea? Toată lumea s-a uitat de curioasă să vadă că, na, din păcate, pentru că pentru mine nu este o laudă asta. Nu este o laudă, pentru că m-am făcut de râs. Sunt de râs cu acest subiect. Fosta nora lui Leo, da? Datorită lui Leo și lui Anca, lui Alin, lumea este curioasă să vadă ce s-a mai întâmplat și cu mine, pentru că am și un copil cu băiatul lui Leo, da? De asta lumea este curioasă să mai vadă. Nu este ceva wow, 1000, 9000. De ce eu am mulți vizualizări? V-am spus că nu mă pot concentra. De ce eu am multe vizualizări și ei nu? De ce eu iau, nu știu, o sumă mai mare și ei nu? Că eu aș avea cunoștință și aș face cumva să fac eu, să-mi bag reclame, să-mi recomand eu singură videoclipul la nu știu câtă lume, să blochez alte canale, să dau rapoarte, să... Deci dacă eu acum, să vorbesc așa, nu știu despre ce, despre ursul, da? Dacă eu am o ură cu ursul, domnule, să-i fac eu ceva, să nu mai aibă vizualizări, să aibă doar 200-300 de vizualizări, 500 de vizualizări, iar eu să am 10.000, 15.000, 20.000. Sau Leo poate să facă asta? Alin, ursul, cei care vă pricepeți în asta foarte, foarte bine. Dar și bucătarul care se pricepe. Dănuț, te rog, ajută-mă. Tatăl tău, Max, pentru că la fel atunci când a venit tata la voi, de i-a făcut mădălina ce i-a făcut la telefon, mi se pare că i-a trimis codul când i-a venit plicul ăla acasă, pentru că eu chiar nu mă pricep, că și eu când am avut o problemă la canal, fug la mădălina și la Dănuț. Domne, când a venit atunci tata la voi și a făcut 1000, 2000, în câteva zile, o săptămână de abonat și vizualizările că a făcut cu Max la masă 20 ceva de vizualizări, 20 de mii. Au un regizor, sunt pe mână cu cineva, cu un bărbat. Cine credeți că este regizorul? Cristi Marin. Când Cristi Marin are și el 2-3 mii de vizualizări și stătea cu Alin, cu Olga, cu patroana, suporta tot felul de prostii ca să facă și el să-i crească canalul. Deci, Cristi Marin era regizorul. Și Max vorbea cu acel regizor de a avea, atunci când a fost problema cu lumina și cu toate cele și când nu era Leo acasă și aveau ei vizualizări, a vorbit cu acest om. Din cauza lor nu merg alte canale. Bun. Ursule, spune tu că au spus că ai tu parola de la canalul lor și că tu umbli în canalul lor.
mă cert grav de tot cu tine, nu m-am certat niciodată, dar mă voi certa dacă nu ieși aici să spui sau să-mi răspunzi mie, te blestem dacă nu spui adevărul. De când te-ai conectat în fața lor, te-ai mai conectat, ai mai verificat, te interesează pe tine alte canale? Dacă tu nu ai putut să blochezi canalul care s-a vorbit urât de mama ta, de bunica ta, de tatăl tău, de tine personal, de copiii tăi, nu ai putut să blochezi un canal, nu ai putut să faci cumva să nu mai fie vizionat acel videoclip sau acel canal. Spune și mie cum eu am ajuns să controlez eu YouTube-ul. Toată noaptea m-am certat prieten, toată noaptea am țipat. Eram și eu cu problemele mele, cu gândurile mele, cu dorul meu care l-am avut, că eram supărată, că stăteam așa în pas și parcă l-auzeam pe bunicul pe acolo prin cameră vorbind cu mine și aveam o stare urâtă. Și mă sună și urlă la mine și țipă la mine și nu știu ce și nu știu cum. Da? Pentru ce să stau să suport eu? Când eu nu am nicio treabă cu niciun canal, dacă eu am putere să fac ceva la canal, da? La alt canal să-l blochez sau să nu-l recomandă YouTube-ul, nu știu unde, nu știu ce, bla, la visele lor, da? De ce nu aș face asta pentru bunica mea, pentru canalul ei? Să aibă și ea mai multe vizualizări, să nu mai ia și ea 700-800 de lei, să ia 5, nu știu, mai mulți bani. Să ia 1000, 2000 de euro, dacă eu pot face asta. De ce tatălui meu nu am făcut asta? Nu pot să fac asta. Și aș face rău cui? Ce mă interesează pe mine? Ce fac alții pe canalele lor? Sau cum vor face filmulețele lor când nimeni nu vine să-mi ia mie pâinea de la gură sau să-mi ia din buzunar? Ce treabă am eu? Că de ce am filmat nu știu unde? Păi vine, veniți voi acum să-mi dați mie ordine cu cine să filmez și unde să filmez? Îmi spuneți voi mie cu cine să vorbesc? Îmi dictați voi mie viața? E treaba voastră cu cine filmez eu? Păi voi cu cine sunteți, cu cine sunt eu certată? Eu m-am dus să vă spun, am venit să vă bat la poartă, de ce te duci să te filmezi cu ăla, de ce vorbești cu ăla? A? V-am interzis eu cu cine să vorbiți și cu cine nu? Voi cum puteți să-mi interziceți mie să nu fac eu vloguri cu vecinii de peste stradă? A cui e treaba? Ăia nu ia niciun bani, eu am luat toți banii de pe vlogurile care s-au făcut în prezența lor. Eu am luat bani, ei n-au luat niciun bani, că n-au abonații. Care este problema? Avem același video, aceleași persoane, aceleași clătite într-un vlog. Vlogul care s-a postat are 2100 la el pe canal și eu că am 23.000, 24.000 și că am luat câteva milioane pe el, ce trebuie să fac? Cine a fost aici în câștig? Eu sau el? El cu ce a fost în câștig? Eu am fost. Ce-i cu atâta ură, cu atâta dușmănie? Nu puteți voi niciodată să îmi faceți mie viața cu cine să vorbesc, cu cine nu și mai multe chestii, da? Alin, Ursu, Bucătaru, Mutu, chiar și Mihaela. Pentru că a spus că a fost sunată de cineva din casă de la Anca și mi-a spus că Alina a sunat la Alin și a spus Alinuța lui taicăsu să închidă canalul Papi de la Strehaia. Aline, te rog frumos. Cei care mai sunteți acolo, vă rog frumos, clarificați treaba asta, pentru că toată lumea spune că voi umblați în canalele de YouTube. Voi le închideți, voi le deschideți, voi le recomandați, voi spuneți câți bani să plătească un video, voi spuneți ce și cum, deci nu mai aberați din astea. Și s-au supărat prietena, am spus așa azi noapte. Dacă eu am vreo treabă sau vreo putere în aceste canale să fac eu ceva în afară decât să postez videoul meu pe canalul meu pe alu taică meu, să-l postez, să pun reclamele și să activez dolarul. Am zis, dacă eu am vreo dușmănie cu cineva sau treabă cu cineva sau gândul că ăla face
100.000 de vizualizări și eu fac 10.000. Am spus așa: să dea Dumnezeu să moară fata mea la 12 noaptea, cum a murit bunicul. Dar cine să pune în capul meu și are grija mea și vor să se ia de mine ca să-și bată joc și ca să-mi facă mie nervi, am spus să moară ce le este lor mai drag. Dacă eu cu asta am greșit și ei s-au supărat, adică eu nu mă supăr pentru copilul meu, păi copilul meu nu este copil și al vostru este copil, vă rog frumos să încetați. Cu mine nu aveți ce să mai vorbiți, cu tatăl meu nu aveți ce să mai vorbiți, cu bunica mea nimic, gata, vă interzic eu, dar și ei au spus să terminăm tot bâlciul ăsta cu voi. Nu aveți ce să mai vorbiți cu noi. Am terminat orice discuție. Doar cât am țipat, cât am urlat eu azi noapte, v-a sunat și bunica mea și v-a explicat, dar nu are cui să explice că sunteți niște oameni nebuni. Adică cum eu mă jur pe copilul meu că nu am treabă și nu am nicio putere să fac eu chestii de genul, pentru că puteam să fac mie, puteam să fac lui tata, puteam să fac lui bunica mea, să ia mai mulți bani, să aibă mai multe vizualizări. Dacă aveam puterea asta, făceam ceva să trăiesc eu. Nu stăteam să stau să număr ție vizualizările și comentariile așa cum faceți voi, vă interesează de lume. Vă rog frumos să clarificați această treabă, vă implor. Clarificați treaba asta, cum este cu YouTube-ul. Îl poate controla cineva din România? Îl poate controla o țigancă ca mine? Cine îl poate controla? Dacă nu s-a putut închide canalele care s-a vorbit urât de Leo, de Ursul, de Anca, de toată lumea, cum ați putea să spuneți că pot eu să închid un canal sau să nu aibă vizualizări din cauza mea? Încă o dată spun, băieți, vă rog frumos, ieșiți pe vlog și clarificați treaba asta. Și faza că a sunat cineva de la Anca din casă și a anunțat-o pe vecina și i-a spus că a sunat Alina la Alin să închidă canalul. Am sunat-o azi noapte pe Anca, s-a și speriat femeia și i-am explicat și ei. Când a auzit, zice, Doamne ferește, păi pe canalul lui Leo când a fost 5.000, 6.000 de vizualizări, când se filma patroana, noi pe cine trebuia să sărim, că nu mai avem vizualizări? Sau cine ar putea să facă să închidă vreun canal din România? Cine are treaba asta? Cine poate să facă asta decât poliția sau băia de acolo, din America sau de unde este acest YouTube? Băieți, vă rog frumos, ieșiți și explicați voi mai bine și mai detaliat treaba asta cu YouTube-ul, că nu vreau să-mi dau un cap cu lumea pe stradă, doar pentru că eu sunt fosta nora lui Leo și lumea este curioasă să vadă în ce circuri am mai intrat. Nici de cum că mă admiră pe mine cineva sau că le place de mine, că sunt eu frumoasă sau deșteaptă sau nu știu cum, că toată lumea mă înjură și vorbește de mine, mă face ca la nufăr. Da? Păi voi vreți și vizualizări și comentarii frumoase și bani mulți și nu știu ce și nu știu cum. Păi eu am fost numai în circ, numai în scandal. M-am făcut de râsul lumii. Cum să nu se uite lumea dacă eu mă învârt în viața asta teribilă? Prieteni, vă rog frumos, haideți, ajutați-mă, prietenii mei din oraș, Mutu, Ursul, Dănuț, mai puțin Alin și Mihaela, te rog frumos, pentru că au spus că și tu ai puterea asta de a face treaba asta. Cei care suntem noi ăștia mai tineri, că nu putem să-i spunem acum lui Leo, hai fă vlog pentru asta. Noi ăștia mai tineri, hai să rezolvăm problema asta cu vlogurile din Strehaia, că au luat o razna, deci fix cum erau de mult cu afacerile. Și își dădeau un cap, se omorau, se făceau în plângeri, se mergea pe la poliție să mănânce rahat unul despre celălalt, doar ca să nu mai facă ăla bani. Așa ar face acum, mi-ar da în cap că de ce am eu vizualizări și ei nu. Că de ce doar cu subiectul meu au avut 7.000, 8.000. Păi nu era urât ce s-a întâmplat. Și plus că eu am vrut să-i ajut,
Deci i-am întărâtat cumva să aibă ce să vorbească la adresa mea, da? Ca să le crească canalul. Dar ei au vorbit atât de urât. Nu era vorba că au chemat-o pe Mihaela, n-au chemat-o sau că au vorbit la adversara mea. Nu, pentru că nu am adversar. A fost atât de urât pentru că eu părinților mei, familiei mele, nu i-am dat voie niciodată să vorbească despre subiectul meu cu Alin și Mihaela și vorbesc ceilalți. Asta m-a deranjat cel mai tare. Adică mama, tata, bunica mea, că au și ei canale de YouTube, nu s-au băgat niciodată să vorbească despre problema mea și vii tu și vorbești ce? Nu are nimeni dreptul să vorbească decât noi trei sau părinții noștri. Punct. Vă rog frumos, ajutați-mă și ieșiți să vorbiți voi despre aceste canale de YouTube, Ursu, Alin, Mihaela, Mutu, Dănuț, Lumina, Mădălina. Haideți, vă rog frumos, nu mă lăsați în scandalul ăsta. Vă pup!